Adevărata slujire lui Dumnezeu. Câteva fragmente ale Sfântului Ignatie Briancianinov din cartea Experiențe ascetice. Slujirea lui Dumnezeu de către om, pe care El a legiuit-o, este limpede și simplă. Însă noi ne-am făcut atât de sofisticați și de vicleni, atât de străini de înțelegerea duhovnicească, încât avem nevoie de o călăuzire și povățuire cât se poate de amănunțită, pentru a sluji lui Dumnezeu în chip nerătăcit și bine plăcut Lui. Foarte adesea procedem a sluji lui Dumnezeu folosindu-ne de un mijloc potrivnic rânduielii lui Dumnezeu, oprit de Dumnezeu, care aduce sufletelor noastre nu folos, ci vătămare. Astfel, unii, după ce au citit în Sfânta Scriptură că dragostea este cea mai înaltă dintre virtuți, că ea este Dumnezeu, încep și se silesc îndată să dezvolte în inima lor simțământul dragostei. Îl amestecă în rugăciunile lor, în cugetarea lor la Dumnezeu, în toate faptele lor. Căința pentru viața păcătoasă, întristarea pentru păcatele cele de voie și fără voie, lupta cu obiceiurile păcătoase, strădania de a le birui și întristarea pentru înfrângerile fără voie, suferite din partea lor, silirea de sine spre plinirea tuturor poruncilor evanghelice. Iată partea noastră. Trebuie să cerem iertare de la Dumnezeu, să ne împăcăm cu El, să ștergem prin credincioșia față de El necredincioșia de mai înainte. Prietenia cu păcatul să o înlocuim prin ura față de păcat. Celor care s-au împăcat cu Dumnezeu le este proprie sfânta dragoste. Nu căutăm noi atât cât caută Dumnezeu să ne facă în stare a o primi și să o primim. După ce a dat în vileag rătăcirea celui care era mulțumit de sine, din părerea de sine și orbire, și l-a chemat la pocăință râvnitoare, Domnul a rostit următoarea mângâiere și făgăduință. Iată, stau la ușă și bat. De va auzi cineva glasul meu și va deschide ușa, voi intra la el și voi cina cu el și el cu mine. Celui ce biruiește voi da lui să șadă cu mine pe scaunul meu, precum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui. Asta o spune atotsfânta dragoste. Simțământul de dragoste pe care și-l pune pe seama sa păcătosul, care nu încetează a se bălăci în păcate, pe care acesta și-l pune pe seama sa în chip nefiresc și trufaș, nu este altceva decât un joc amăgitor, silit al simțurilor, un edificiu, adică o construcție conștientă a visării și părerii de sine. Tot cel ce face păcatul, nu l-a văzut pe el, nici nu l-a cunoscut pe el, pe Dumnezeu care este dragostea.
simțământul de dragoste pe care și-l pune pe seama sa păcătosul, care nu încetează a se bălăci în păcate, pe care acesta și-l pune pe seama sa în chip nefiresc și trufaș, nu este altceva decât un joc amăgitor, silit al simțurilor, un edificiu, adică o construcție inconștientă a visării și părerii de sine. Tot cel ce face păcatul nu l-a văzut pe el, nici nu l-a cunoscut pe el, pe Dumnezeu care este dragostea. Dacă mintea va vrea a se sui pe cruce mai înainte ca simțurile să se vindece de boală, pe unul ca acesta îl ajunge mânia lui Dumnezeu. Suirea pe cruce atrage mânia lui atunci când este săvârșită nu cu cea din tâi parte, adică a răbdării necazurilor sau răstignirii trupului, ci prin năzuința către vedere, adică prin cea de-a doua parte, ce are loc după tămăduirea sufletului. Mintea unuia ca acesta este spurcată cu patim de rușine și tinde, năzuiește, către vise și gânduri ale părerii de sine. Acestuia îi este îngrădită calea prin o preliște dumnezeiască, fiindcă nu și-a curățit mai întâi mintea prin necazuri, nu și-a supus poftele trupești, ci, de la auzire și slovă, s-a aruncat de-a dreptul înainte, în calea plină de întuneric, fiind el însuși orb. Și cei ce au vederea sănătoasă, care sunt plini de lumină și au dobândit povățuitori plini de har, adică pe Sfinții Părinți. Și aceia sunt în necazuri ziua și noaptea. Ochii lor sunt umpluți de lacrimi. În rugăciune și plâns se ostenesc, din pricina primejdiilor călătoriei pământești, din pricina prăpăstiilor mai înfricoșate ce îi întâmpină. Din pricina chipurilor adevărului ce li se arată amestecate cu năluciri amăgitoare. Dumnezeiescul, adică Harul Sfântului Duh, spun părinții, vine singur, atunci când nu te aștepți. Da, însă atunci când locul este curat, nu întinat. Să-L iubim pe Dumnezeu, însă așa cum a poruncit El. Să năzuim din toate puterile ajunge la dobândirea Sfintei Dragoste, însă pe calea arătată nouă de însuși Dumnezeu. Să-L iubim pe Dumnezeu, însă așa cum a poruncit El. Să năzuim din toate puterile ajunge la dobândirea Sfintei Dragoste, însă pe calea arătată nouă de către însuși Dumnezeu. Să nu ne lăsăm în voia imboldurilor lingușitoare și amăgitoare ale părerii de sine. Să nu stârnim în inimă văpaia patimii dulceții și a slavei deșarte, care sunt atât de urâte înaintea lui Dumnezeu, atât de pierzătoare pentru noi. Dumnezeu poruncește să fie iubit în următorul chip. Rămâneți într-o dragostea mea, spune el. De veți păzi poruncile mele, veți rămâne într-o dragostea mea, precum eu poruncile tatălui meu am păzit și rămân într-o dragostea lui. Μεταφόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, προσέλθετε.
Plinirea poruncilor Mântuitorului este singurul semn al dragostei de Dumnezeu pe care îl recunoaște Mântuitorul. Plinirea poruncilor Mântuitorului este singurul semn al dragostei de Dumnezeu pe care îl recunoaște Mântuitorul. Din această pricină, toți cei ce bine au plăcut lui Dumnezeu i-au bine plăcut nu altminteri decât părăsind dreptatea lor cea vătămată de căderea în păcat și năzuind spre căutarea dreptății lui Dumnezeu, care este înfățișată în învățătura și poruncile Evangheliei. În dreptatea lui Dumnezeu, ei au aflat dragostea ascunsă de firea căzută. Și Domnul, care a poruncit mult despre dragoste, a poruncit să căutăm mai înainte dreptatea lui Dumnezeu, știind că aceasta este Maica Dragostei. Dacă dorim să dobândim dragoste de Dumnezeu, să îndrăgim poruncile evanghelice, să vindem poftele și împătimirile noastre și să cumpărăm cu prețurile pădării de sine țarină, adică inima noastră, care, fără a fi cumpărată în acest chip, nu poate fi a noastră. Să o lucrăm prin poruncile lui Dumnezeu și să aflăm comoara cerească, cea ascunsă întrânsa, dragostea de Dumnezeu. Amin. Oh.